naștere desfășurată în maternitatea Pelican. Suntem împreună cu colectivul de obstetricieni și neonatologi cu care am colaborat la toate cele 100 de nașteri. Numărul l-am depășit deja după această 100 naștere. Deja am mai înregistrat câteva. Și cred că în cele câteva luni de când colaborăm în acest colectiv, am reușit să constituim o echipă. Eu sunt mulțumită în primul rând de atmosfera pe care o avem în colectiv, de atmosfera și de condițiile pe care le avem în spital. Și sper ca și pacientele noastre să fie la fel de mulțumite ca și noi. În afara celor 100 de nașteri pe care le sărbătorim, avem și o activitate de ginecologie bogată, avem peste 150 de intervenții înregistrate și numărul lor așteptăm să fie mai din ce în ce mai mare, pentru că așa cum se desfășoară activitatea noastră de la o lună la alta, activitatea este tot mai bogată. Intervențiile chirurgicale mini-invazive, putem intra ele? Multe intervenții chirurgicale minim-invazive, care în specialitatea de obstetrică ginecologie sunt puțin dezvoltate în Oradea. Histeroscopii, laparoscopii, atât diagnostice cât și intervenționale, inclusiv histerectomii pe cale laparoscopică, și suntem realmente mândri de această activitate. Cred că este un lucru important de reținut aceste intervenții chirurgicale minim-invazive, care au drept scop de a păstra cât mai mult dintre funcțiile sistemului genital feminin, cu beneficii terapeutice maxime și cu consecințe reduse și cu o recuperare postoperatorie foarte rapidă. Pacientele se externează după laparoscopii la 2, maxim 3 zile postoperator, spre deosebire de intervențiile clasice. Dar la acest capitol doresc să precizez că avem o conduită pe secție, atât noi cât și colegii neonatologi, foarte asemănătoare cu conduita pe care noi am văzut-o practicată în Europa, cu externare precoce, după intervenții, după nașteri, cât se poate de repede externăm pacientele în mediul lor familiar și păstrăm legătura cu ele pentru orice fel de probleme pe care le au, pot reveni, păstrăm legătura telefonic și noi și colegele de la neonatologie. Revin la controle prin cabinetul de ambulator și bineînțeles că în aceste condiții și recuperarea este mai rapidă. Ești aproape un an de când s-a... Încă n-avem un an. Aproape. Și am înțeles că numărul consultațiilor e în creștere. Știți cumva la cam câte ați ajuns? Eu nu știu să vă spun despre consultațiile de ambulator, nu știu să vă spun, numai de serviciile de spitalizare. Adică nu cunosc statistica pe ansamblu. Cred că eu ne v-am întâmplat. În ambulator, activitatea a fost din primele săptămâni. Da, tocmai de asta. Că sunt 150 de investigații, dar nu au consultații, doar că e mult mai mare. Nu, 150 de intervenții chirurgicale, în ginecologie. Da. Iar consultațiile bănuiesc că sunt mai... Mult mai mult. 30-40 sunt pe zi. Cam 1000 pe lună. Da. 30-40 pe zi, cam așa. Câteva cuvinte despre acest eveniment, despre cea de 100 naștere. Noi am considerat un bun moment aniversar. Este o pacientă
medicală la termen, un băiețel de 3 kg, în condițiile în care, pe la jumătatea sarcinii, am avut mari emoții că vom ajunge la o vârstă de sarcină cu fătulia fii, din motivele de patologie asociată sarcinii. Așa încât, pe lângă faptul că a fost cea de 100-a naștere, am avut încă un motiv de bucurie că acest copil a ajuns la termen. Și am avut ceva premiere, naștere în apă? Sau... Am avut și naștere în apă. În 99. În 99 naștere a fost încă o naștere în apă, pentru că n-a fost prima. Și de fapt, a 99-a naștere, care a fost o naștere în apă, a fost cu al 100-lea copil, pentru că am avut o naștere gemelară și atunci a... Și Didiușa. Da, aceasta a 99-a naștere și al 100-lea copil a venit la noi anume din Timișoara, la debutul travaliului, ca să nască așa cum și-a dorit, conform unui plan de naștere făcut de ea, o naștere cât se poate de naturală, fără intervenție medicală. Și, într-adevăr, sub supraveghere, dar a născut cât se poate de natural. Inclusiv excursia a fost în apă și în ziua a doua după naștere s-a externat. De ce a ales la Timișoara? Pentru că în Timișoara nu a găsit o clinică unde să îi se respecte dorințele. Drept pentru care a pornit din Timișoara vineri seara la 7 și ceva, când au început contracțiile, și el la externare s-a întors la Timișoara. Pentru că, eu vă spun după afirmațiile ei, n-am verificat, a afirmat că în Timișoara nu a găsit o clinică unde să îi se permită să nască fără să îi se inducă travaliul și să nu îi se administreze medicație, să nu stea legată de aparate, să se deruleze travaliul spontan, așa mai departe. A dorit să nu primească niciun fel de medicamente, desigur cu excepția situațiilor în care viața ei sau a copilului ar fi fost cândva pusă în pericol. Trebuie multă răbdare pentru așa ceva și în ziua de astăzi puțin obstetricieni au disponibilitatea de a-și asuma. Important că n-am avut complicații cu copii. Da. N-am avut complicații cu copii și asta am vrut să mai spun că, deși internările pe care le facem în secție sunt cele strict necesare, deci nu ținem nici gravidele și nici alte bolnave în spital decât atunci când trebuie să facem ceva cu ele. Iar post-operator, câte 3-4 zile înainte de, după care se externează și cu toate acestea n-am avut nașteri premature. Inclusiv, pot să spun că eu mi-am realizat o dorință mai veche sau un vis de a trata gravidele prin spitalizări de zi sau prin administrare de tratament parenteral în spital și în rest să-și deruleze sarcina la domiciliu unde e practic mediul cel mai favorabil pentru ele. Și în cazurile, v-am spus, inclusiv pacienta care cu 100-a naștere a avut probleme în cursul sarcinii, dar n-a fost nicio zi spitalizată. Pentru că o mare parte din patologia de sarcină necesită tratament intermitent care se poate face foarte bine prin urmărire și prin spitalizări de zi. Asta nu îmi pun problema, că s-ar putea să nu pot să cred că s-ar putea întâmpla. Dar faptul că nu ținem gravidele internate cu săptămânile și cu toate acestea încă nu ne-am născut gravide înainte de termen și nici n-am fost obligați, nici eu și nici colegii mei, să trimitem în maternitate de rang superior pentru naștere prematură, încă nu s-a întâmplat, drept dovadă că se poate și așa. Și copiii? Nici ei n-au făcut nicio complicație, nici... S-au adaptat bine, în principiu nu au avut probleme deosebite.
mici probleme de sănătate ale copiilor, care le-am gestionat foarte ușor. Am avut și regimen prematur cu adaptare mai dificilă, dintre cu detresă respiratorie, dar a evoluat bine și întâmpinat complicații. Adică nu au patologie altele decât? Nu. Deocamdată nu, dar și în caz de patologie se adoră, noi suntem pregătiți și profesional și material cu tot ce este nevoie pentru a asigura asistența. Adică asta totuși cu patologie severă să fie prematur și cu depresă respiratorie. A fost o depresă ușoară. Nu a necesitat suport ventilator. Deci când nu necesită suport ventilator e ușor. De la ventilație încolo e sever. Da. Ce greu ce avem de ce nu ne copii? Ce vreau dat avut un anumit copil născut aici? 2,4 kg, 2,60 kg. Unul din gemene prematuri, am dat uitat. Sunt cei 2 gemene, nu? Da. Și s-a cheie, au plecat. Da. Bun. Au plecat cam 10 zile, au stat internat, cam așa. Deci cât de posibil i-am externat rapid, chiar dacă nu au avut o greutate de 2,5 kg, pentru că mama și tata se descurcau foarte bine cu ei, au fost instruiți despre tot ce au de făcut, copiii mergeau bine, evoluau, părinții știau să-i îngrijească, așa că am considerat că cel mai bine pot fi îngrijiți la domiciliu, urmând să revină la control. Și mai am o întrebare, că am văzut că dezvoltați și în pediatria. Micoților care se nasc, părinților care, femeilor care nasc aici, le recomandați să vină la consult, la, știu eu, da, consult, obișnuit, după naștere aici sau cum? Vine prima lună aici, da, nu? Cu vaccinul și din alea. Da, deci în prima lună de viață putem asigura consultații ale nou-născuților, iar după aceea putem asigura de o consultație de alăptare sau urmărirea nou-născuților cu risc pe care noi îi luăm în evidență din cauza unei patologii. În rest, pentru alte intercurențe, se prezintă la pediatru. Și din la controle pentru evaluarea... Da, da, neurologică și alea. Pentru ecografie de șoc. Facem și ecografia de șoc la 6 săptămâni. Mai facem noi, promovăm adoptare și asigurăm o consiliere zilnică la mamelor. Le susținem zilnică etapele adoptării și le ajutăm cu orice incidente legate de adoptare. Deci mamele de aici merg cu majoritatea adoptând cu anumitățile naturale. Și să-i țină, și să-i îmbrace, și să-i așa. Cam scris de un caz, a ajuns la Mohan, l-a scăpat în cap. Că nu știa să-i țină. Instruite. Da. Deci, practic, le consiliază numai în alea lăptării, ci cum să se comporte cu un om astăzi, până toată lumea știe, nu? Dacă suntem de acord, am invitat sărbătorii da. Cum a reacționat când i-ați spus că este... Uimită. Mai vrea copii? Și dacă asta la naștere și când mama mea.
pe piele. Există o tehnică despre care colegele știu mai multe de preluare, schimb to skin a copilului în primele secunde după naștere, pe care noi o promovăm. Ce metodă europeană? Ce sunt părintele? Câteva cuvinte despre dumneavoastră, dacă vă rugăm? Ce am? Nume, vârstă... Dacă mai doriți copii, bine. Codem Gerbiana, dar mai vreau încă un moment. Indiferent ce contează. Prima oameni am ca Silvia. Așa... Nu știu, 20 de ani. Impresii de la prima naștere, impresii de la... A fost de mulțumită, a fost despre mare, despre condițiile de spital, n-am cuvinte să le descriu. Așa, nașterea zic că a mers foarte bine. Asta, anestezia de la groapă în jos, ceea ce a fost de asemenea foarte bine. Imediat am putut vedea după naștere, da. Imediat ce s-a născut am rog, ceasul cu ceasul, nu ceasul. Așa. Nu l-ați spus că sunteți, nu? Da, nu l-ați.